De astăzi, noile tramvaie din București, pentru care s-au modificat peroanele, circulă pe linia 41. Se întâmplă după luni întregi de întârziere. Inaugurarea a fost făcută chiar de primarul capitalei, Nicu Șordan. Vă mărturisesc că cel puțin până acum nu înțeleg întru totul poziția Partidului Național Liberal în București. Suntem la putere sau suntem în opoziție? La sectoare, în funcție de personalitatea primarilor, lucrurile sunt și ele diferite și confuze. Toată lumea este de acord că trebuie să câștigăm Bucureștiul la alegerile următoare. Eu aș vrea însă să așez în fața dumneavoastră o altă întrebare la care vă îndemn să reflectați. Pentru ce vrem noi să câștigăm Bucureștiul? Colega mea, Alina Tănase, este în acest moment în direct cu toate informațiile. Alina, bun găsit, iată premierul Nicolae Ciucă îl ceartă pe Nicu Șordan, în timp ce acesta se plimbă cu tramvaiul. Bună ziua, Maria, bun găsit tuturor. Îl ceartă premierul Nicolae Ciucă și lansează un ultimatum la adresa primarului general. Spune că îi va da un plan în 10 puncte pe care să-l îndeplinească în prima parte a anului viitor și dacă în funcție de rezultatele acestui plan va decide dacă Partidul Național Liberal îl va mai susține sau nu în Consiliul General, pentru că spune premierul Nicolae Ciucă, în acest moment Bucureștiul este un oraș blocat. În tot acest timp, cum spuneai și tu, Maria, primarul Nicu Șordan a inaugurat astăzi noile tramvaie pe linia 41, tramvaie care trebuiau să circule încă din luna septembrie. Vedem că după 3 luni de întârziere au ieșit pe traseu pentru că au fost tot felul de probleme cu motorizarea, probleme cu recepția acestor tramvaie pentru că erau neconforme cu peroanele. Au întârziat 3 luni, au ieșit acum pe traseu, însă rămâne de văzut ce va face Partidul Național Liberal pentru că premierul Nicolae Ciucă, am văzut ce avertisment a lansat, primarul Nicu Șordan întreba de acest lucru astăzi, spunea că abia așteaptă o discuție cu conducerea Partidului Național Liberal. Vom vedea cum vor avea loc aceste discuții și care va fi decizia celor din PNL.